Mulți români nu au bani pentru masa de Paște, iar asta îi împinge la gesturi disperate. Pentru câteva bonuri în valoare de 60 de lei, oamenii donează sânge pentru a-și putea cumpăra strictul necesar de alimente pentru Paște. La centrul de transfuzie sanguină din Galați se înregistrează zilnic zeci de donatori. Numărul acestora a crescut în ultimele zile, odată cu apropierea sărbătorilor pascale. Luna aceasta avem aproape 1600 de donatori, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, când am avut în luna aprilie, deci 2012, 1200. Pe lângă faptul că se aleg cu cele 7 bonuri de masă, cei care donează sânge au dreptul și la un set de analize medicale gratuite, dar se aleg și cu o zi liberă de la serviciu. Se dă un carnet cu 7 etichete, a câte 9 lei, o zi liberă de la muncă, cine lucrează și solicită, și jumătate din transportul local compensat. Mulți dintre donatorii de sânge de la noi din județ nu se rușinează să spună că fac de cele mai multe ori acest lucru pentru bonurile de masă pe care le primesc, ținând cont că nu au un loc de muncă și nu pot să supraviețuiască doar din banii pe care îi câștigă dacă sunt șomeri sau sunt beneficiari ajutorului social. Macabru, dar desprins de realitate, în această perioadă, sângele devine monedă de schimb pentru un prânz îmbelșugat.